Hei, salutare, sunt Verona și bine ai venit pe canalul meu! Videoul de astăzi face parte din seria review-urilor auto și dacă îți sună interesant, te rog să rămâi alături de mine mai departe. Iar înainte de toate, dacă ești nou aici și nu ești încă abonat, te rog să o faci, apasă butonul de subscribe, este foarte important pentru mine, lasă-mi, te rog, și un thumbs up și chiar și un comentariu în căsuța de mai jos. Ei bine, astăzi ne-am trezit destul de devreme pentru că avem lucruri interesante de făcut și pe principiu că cine se trezește de dimineață departe ajunge. Let's hope for the best. Ei, și din punct de vedere geografic nu suntem departe, suntem chiar la o aruncătură de băți de Galați, la intrarea în Brăila, în curtea Apan Brăila. Și pentru cei care mă urmăriți de ceva vreme și sunteți familiarizați cu conținutul pe care îl postez aici, știți că îmi plac mașinile și îmi place să fac review-uri la ele. Ei bine, zilele acestea, în curtea Apan se întâmplă lucruri interesante, mai exact evenimentul numit Electric Days by Apan Top Selection. Și pentru că Apan Brăila și-a propus să ne conecteze mai mult cu ceea ce înseamnă tehnologia electrică atunci când vine vorba de mașini, ei bine, pentru că este atât de aproape de noi, ne-am gândit să venim și noi la acest eveniment să vedem despre ce este vorba. Evenimentul se desfășoară pe mai multe zile, iar astăzi este ziua dedicată bloggerilor și vloggerilor. Așa că suntem și noi aici. Line-up-ul pe care îl pune la dispoziție astăzi Apan este unul foarte interesant și atractiv. Sunt mașini de la BMW, de la Nissan, de la Honda, de la Renault și am pus deja ochii pe două mașini pe care mi-ar place să le testăm. Ei, și dacă ești în apropierea Galați Brăila și îți plac mașinile și vrei să vezi ce e nou în materie de mașini electrice sau hibrid, hai o fugă până la Apan să faci și tu un test drive. Bună dimineața! De dimineața, mașina a fost dezinfectată și pornim. Suntem în Nissan Leaf. Da, este o mașină. Hai că vedem. O mașină care mi-a atras atenția de ceva vreme și în care chiar îmi doream să pășesc. Ne simțim ca într-o navetă spațială. Suntem alături de Simona. Salutare, Simona. Hello, mă. Sunteți gata? Suntem. Sunteți gata, mă? Suntem. Și am pornit. Nu se aude nimic. E foarte silențios. Băi, deci asta îmi place cel mai tare la mașinile astea. Da, enjoy the silence. Da, uite ce tare e schimbătorul. Atât s-a putut. Da. Cum te simți acolo în spate? Sunt la doamna? Foarte, foarte spațios aici în spate. Mult spațiu în spate. Dacă te cerți cu soția, să știi că poți să dormi niște pe Nissan. Mamă, dar chiar e spațiu, mă, sunt acum mai văd în unghiul ăsta. E ca o sufragerie mobilă. Și e foarte confortabil ăsta. Ia uite ce lung e în spate. Deci, suntem la volanul lui Leaf. Asta e Nissan. Așa, asta e schimbătorul. Asta e bordul. Asta e tirul. Așa că urmează deci, să... domnul Mototole, apăsați, vă rog, da, stângul stă da. Cu mințel acolo. Luăm de ăsta, are butoane de ăsta? Nu. Și el, da, el spre Trai. Așa. Da. Avem o frână de mână aici, care se apasă. Apăsăm pe cât? Bun. Da, nu mai are frână. Acum de mână. Acum suntem în parking, facem pac-pac. Așa. Și putem să pornim. Păi nu zice, zice pâr. A, îmi zice că el trebuie să o fac. Unde îmi zice că am intrat în drive, îmi zice în bord. Da, e bord. Acum îi dăm drumul ușor. Dă-i cu stânga. Stânga? Da. A, cealaltă stânga. Da, cealaltă stânga. N-am testat dacă știe semnale sau nu. Și nici nu ne dorim. Suntem o barieră, trecem în dânsă. Sperăm că nu ne dorim. Și să vedem dacă pe drum drept are o leacă de scurt. Are. Ia. Oh,
stânga, dreapta, către trenuri. Ele nu trec. Și ne poți ce simulare despre acest autovehicul fantastic? Este dragoste la prima vedere pentru mine, cel puțin. În continuare, nu avem stații destul, nu? Avem, din păcate, nu s-a făcut o promovare suficientă pentru stațiile de încărcare. Avem și de rapide? Da. Noi la Pan, de exemplu, avem stații cu încărcare rapidă și pentru clienții noștri este gratuit. Super. Ești nebun, zici cam Benzeu. Maica mea! Ușor manevrabil. Tragi de ușă! Această mașină de power. OZN. Aici? Da. Mamă, ce senzație, Jesus. No way. Deci tu știi care e senzația mea când am văzut prima dată? Și am văzut ce display are și ce ecrane. M-am simțit ca... Mă simt în momentul ăsta ca într-un studio audio de înregistrări, un mini studio de înregistrări cu multe, multe ecrane. Deci mă simt gen în elementul meu. Mi se pare super tare senzația pe care o ai când intri în mașina asta. Finish-urile astea așa retro, de lemn. Interesantă senzația pe care o ai când vezi spațiul ăsta, te simți ca mașinile alea vechi, retro. Plafonul ăsta cu panoramă mi se pare foarte interesant. Dar are chestia asta că trebuie să o tragi cu mâna, nu are motor. Păi așa, ca să ai și tu o senzație mai apropiată de old school, nu? Interesant, hai să lăsăm totuși trapa asta, copertina trapei, sau de fapt nu e o trapă, e doar un tavan. Hai să pornim, nu? Centura, ai centura? Și tu este? Și senzația asta cu retrovizoare e chiar super, super tare. Deci nu mă așteptam să mă adaptez așa din prima. Și într-adevăr, ce mișto brachează imediat roțile, se simte la prima, adică nu... Foarte, foarte puțin schimb de mici de volan și... Eu nu pot să vorbesc prea mult, trebuie să fiu super focus. Deci cum eu mă uit în... Eu mă uit în retrovizorul ăsta ca și cum ar fi pe exterior, n-am nicio treabă. E super mișto. Deci dacă nu am zis până acum, n-am zis că n-am când să zic. Mașina asta nu are oglindă retrovizoare pe exteriorul mașinii. Are două camere, în schimb. Iar imaginea este poziționată pe niște displayere în
aceeași zonă unde ar trebui să fie oglinzile, dar pe interiorul mașinii. Și mi se pare o super chestie, adică dacă așa vor arăta mașinile viitorului. Arată într-un mare fel bordul ăsta, adică dacă în ultimul review vorbeam despre Renault Kadjar ca fiind o mașină care are un bord destul de clasic și de conservator, ei bine, mașina asta a venit ca o experiență să-mi arate așa, cam cum ar arăta un bord futurist. Nu pot să spun că e un bord la care m-am așteptat sau pe care mă gândeam că îl voi vedea la o mașină prea curând. Mi se pare interesant și din poziția de profan, dar de femeie iubitoare de mașini, mi se pare o super mașină. Are un vibe super mișto pentru cine vrea să aibă o mașină cu o personalitate extrem de plăcută și de îndrăzneață. Asta, într-adevăr, poate fi o alegere foarte, foarte mișto. Mi se pare super tinerească, dar de ce nu? Și pentru cineva mai înaintată în vârstă. Uite, deja m-a anunțat că am depășit linia continuă. Mi-a apărut un semnal în bord. Se conduce super smooth mașina asta, îmi place tare mult. În general, mașinile electrice nici nu le auzi. Nu le auzi pur și simplu pe stradă. Poți să te trezești efectiv cu mașina în spatele tău sau lângă tine și nici să nu-ți dai seama. Asta mi-a plăcut foarte tare prima dată când am aflat că vom veni la acest eveniment și mi-am adus aminte de o experiență pe care am avut-o chiar ca și pieton. Eram pe stradă și pe lângă mine la un moment dat a trecut un Hyundai hibrid. Am auzit niște sunete așa mai mult din zona science fiction și m-am speriat că nu știam ce se aude. A trecut așa smooth pe lângă mine, făcând niște sunete din astea electronice foarte interesante. Și când am întors privirea și am văzut că era de fapt o mașină electrică hibrid, am înțeles de ce există atracția asta așa de mare pentru mașinile astea electrice. Și în primul rând, dacă ajutăm planeta prin emisii zero de dioxid de carbon, atunci lucrul ăsta este cu atât mai important și mai benefic. Ei bine, dacă ai vrea să-ți cumperi o mașină și vrei să atragi privirile imediat atunci când ești cu ea pe stradă, Honda e cu siguranță va face genul ăsta de fulori. Și mie personal îmi plac mașinile cu personalitate puternică și nu mă refer neapărat acum la cele foarte masive, extravagante, care să denote imediat statutul tău social, ci îmi plac mașinile astea mai diferite, mai atipice, iar cu siguranță că Honda se încadrează cu succes în categoria mașinilor cu personalitate, se simte din prima nota de retro, dar cu siguranță că te duce și cu gândul la viitor, la mașinile viitorului. Mi-ar place să conduc o mașină de genul ăsta zilnic, dar cu siguranță că mi-ar place să conduc mașina asta mai multe zile, să mă pot bucura așa ca un copil de designul ei, de tot ceea ce dispune, să mă bucur așa de toate funcțiile pe care le are. E o mașină care pe toamnă cu siguranță ar bucura foarte, foarte mult în așa gen de experiență. Deși mașina asta pe exterior pare una foarte mică, la interior nu te simți nici pe departe înghesuit. Scaunele sunt foarte confortabile. Nu știu cum s-ar simți la drum lung, dar din experiența drumurilor lungi îmi dau seama din start când urc într-o mașină cam cum ar trebui să fie poziția.
coloanei, cu poziția coloanei în primul rând, pentru că ea are întotdeauna de suferit. Când ești într-o mașină și banchetele nu sunt tocmai confortabile, suntem aici la o trecere cu cale ferată. E foarte silențioasă în interior, nu mai zic de exterior că nu îți dai seama când treci o mașină electrică pe lângă tine. Accelerează într-un mod foarte smooth. Probabil asta e caracteristica mașinilor electrice în general. Și ce ziceți să vedem mașina și pe exterior? În primul rând, îmi place extraordinar de mult culoarea. Nici nu mă așteptam să fie pe culoarea verde, dar am văzut și pe alb și mi se pare super interesantă combinația între alb și negru. Dar ce să vezi, asta este verde, wow! Îmi place enorm! Ceea ce mi s-a părut wow, mind-blowing, este faptul că nu mai avem oglinzi retrovizoare și în schimb avem două camere care arată imaginea lor pe două display-uri așezate tot în zona oglinzilor, dar în interiorul mașinii. Botul mașinii este însăși eticheta mașinii. Arată și retro, dar și futuristic în același timp. Partea grilei a fost înlocuită de acest panou negru lucios, care mi se pare foarte futuristic, împreună cu cele două faruri rotunde cu LED, care aprinse îi dau așa o sclipire aparte mașinii. Pe capot avem și portul de încărcare, care mi se pare super atractiv așa din prima când te uiți ca și design. El se deschide din telecomandă. Pam, pam! Dacă asta nu e futuristic, nu știu ce mai e. Nu am aflat lucruri înainte să ajung la APAN despre Honda i, așa că descoper această mașină odată cu voi. Și în timpul scurt pe care îl avem la dispoziție, o să vă arăt așa câte puțin din primele lucruri de la prima vedere care îți sar așa în evidență la această mașină. Unul dintre ele ar fi chiar și mânerul de deschidere al mașinii, care pops up așa foarte interesant, pe care îl tragi cu ușurință și te urci în mașină, evident. Încă un lucru ușor diferit față de alte mașini care au deschiderea portierei din spate în zona aceasta este faptul că se apasă și apoi se trage. Sincer, nu mă omor după genul ăsta de butoane, dar să zicem că la un gen de mașină ca Honda i, e cam de aici, din elementul ei, ca să zic așa. Ai șansele să-ți cam prinzi ca și femeie unghiile aici, dar poate te obișnuiești dacă decizi să-ți cumpere o mașină de genul ăsta, probabil că te obișnuiești. Ideea e să o cumperi, să o conduci, nici de cum să stai în spate. Un lucru super amuzant la mașina asta. Hei, uitați-vă puțin la ea, ai senzația că și în față și în spate ești tot acolo, adică poți să confunzi ușor fața cu spatele. După cum bine observați și voi, și spatele păstrează același design ca în față, cu acest panou negru poziționat pe aceeași linie cu stopurile. Hai să vedem și surpriza din portbagaj. Surpriza fiind că nu e un portbagaj mare, pentru că mașina Honda i este destinată pentru oraș, clar. Sau poate dacă vrei să faci un city break, eu știu, ți-ai partenerul și ai fugit o zi, două la mare, la munte. Bineînțeles că poți face lucrul ăsta. Dar cu bagaje puține, clar. Pe lângă cele două camere care țin loc de oglinzi retrovizoare, mai avem camere pe mașina asta destule. Avem o cameră chiar aici deasupra semnului Honda. Mai avem o cameră pentru trafic chiar aici la oglinda retrovizoare.
Cameră în spate și cameră care ține loc de oglindă retrovizoare în zona stopului. În total cam 6 camere, dacă le-am numărat eu bine. Și la interior, pentru că e o mașină super interesantă. Spuneam mai devreme că prima senzație pe care o am când mă urc în această mașină e clar una retro, care are legătură cu tot ce înseamnă retro, dar când se aprind toate ecranele, mă simt ca într-un mini studio de înregistrări, cu multe, multe ecrane, unde poți vedea toate datele și toate informațiile de care ai nevoie, atunci când ești, bineînțeles, la volan. Nu știu despre voi, dar mie mi se pare din viitor mașina asta și dacă viitorul arată așa, atunci bring it on, baby! În zona de bord imediat reperăm și cele două display-uri care ne arată ceea ce ar trebui să vedem în oglinda retrovizoare. Îmi plac aceste detalii care imită lemnul foarte mult. E un plastic care se simte foarte plăcut la atingere. Aici avem tapiserie textilă. Pe volan foarte multe controle, zona de climă este analog și ușor de folosit, îmi plac foarte mult butoanele astea, de exemplu. Și apropo de butoane, avem buton fizic de volum, yes! Avem conectivitate Android Auto și Apple CarPlay wireless, avem mufe USB și o priză, chiar o priză de 2.30, adică pot să-mi fac părul în mașină? Oh my god, mașina asta trebuie să fie a mea! Îmi place foarte mult că avem și plafonul ăsta cu vedere așa la cer. Nu este o trapă, dar senzația este una foarte, foarte plăcută. Să vedeți și spatele, pentru că e important și asta. Mi se par foarte comode și banchetele din spate. Pentru oraș, totalmente este o mașină super potrivită. Îmi place tapiseria, este una foarte bine aleasă, se potrivește cu exteriorul și cu designul mașinii. Ce să mai... e o mașină mega interesantă. Trebuie neapărat să faceți și voi un test drive cu această mașină. Ce să mai spun despre cele trei display-uri pe care le avem în față, unul care ne arată datele tehnice ale mașinii, iar celelalte două sunt pentru multimedia. Mașina este extraordinar de frumoasă și de interesantă. Îți trebuie clar mai mult timp să poți să o parcurgi așa în totalitate și să poți să te bucuri de toate feature-urile pe care ea le are. Sunt foarte multe lucruri interesante pe care trebuie să le afli despre Honda e și te invit la Pan Cars să afli mai multe detalii. Un reprezentant cu siguranță va fi bucuros să-ți spună tot ceea ce vrei să știi despre această mașină.